Fumatul țigărilor electronice cu aromă de mentă este asociat cu o funcție pulmonară deficitară comparativ cu utilizarea acestor dispozitive fără mentol, conform unui studiu recent. Mulți oameni, în special tinerii, presupun în mod eronat că vapingul este sigur, dar chiar și amestecurile fără nicotină conțin compuși care pot afecta plămânii. Doar pentru că ceva este sigur de consumat sub formă de hrană, nu înseamnă că este sigur de inhalat, a declarat autorul principal al cercetării. În cadrul studiului, cercetătorii au utilizat un sistem robotizat pentru a imita fumatul țigărilor electronice și respirația umană. Robotul de vaping a reușit să imite temperatura, umiditatea, volumul și durata pufului dintr-o țigară, simulând atât modelul de respirație sănătoasă, cât și cel de respirație afectată, ca răspuns la toxicitatea pulmonară cauzată de țigările electronice. Cercetătorii au descoperit că lichidele care conțin mentol din țigările electronice au generat un număr mai mare de microparticule toxice în plămâni, comparativ cu cele fără mentol. În plus, studiul a analizat date ale pacienților care au confirmat diferențele în ceea ce privește funcția pulmonară între țigările electronice cu mentol și cele fără mentol. Cercetătorii au descoperit că vârsta, sexul, rasa, anii de fumat și utilizarea de dispozitive cu nicotină sau cannabis nu au avut niciun impact asupra rezultatelor. Un studiu din 2019 a constatat faptul că un alt aditiv comun prezent în unele lichide pentru țigările electronice, acetatul de vitamina E, este de asemenea responsabil pentru generarea de particule toxice de mici dimensiuni, care pot călători în profunzime în plămâni și se pot depune pe pereții traheei și bronhiilor. Administrația Americană pentru Medicamente și Alimente continuă să facă presiune asupra producătorilor de țigări pentru eliminarea mentolului din produsele cu tutun, în scopul de a descuraja fumatul și a preveni decesele, relatează digiworld.ro.